Hei, oameni dragi, ce faceți? Sper că sunteți bine. Tocmai ce am încheiat vlogul, ce l-ați văzut săptămâna trecută, și vreau să încep unul nou. Am să încep acest vlog, în primul și în primul rând, cu niște pachete din România. Mi-a făcut mama un pachet. Mi-a făcut un pachet pentru câteva lucruri micuțe de care aveam nevoie. Vă povestesc acum ce și cum. Și mai am un pachet de la o prietenă tare, tare dragă de-a mea. Deci, efectiv, sunt șocată. Mi-a trimis tamai cutioiul chestii. Da. Camera mea focalizează pe bibliotecă, pentru că clar este mult mai interesant ce e acolo în spate decât sunt eu. Aoleu, ce scârță e acest scaun! Sunt în toate direcțiile în această dimineață. Nu mă luați prea mult în seamă. Ați așa să fac loc aici. Dacă ați apucat să-mi urmăriți vlogurile de când am început să postez din nou pe YouTube, probabil ați văzut că am avut la un moment dat un vlog în care mi-am făcut două perechi noi de ochelari aici în Marea Britanie. Nu am fost niciodată aici la oftalmolog. Oftalmologul, toate bune și frumoase, a fost ok. Controlul, tot. Dar mi-am comandat două perechi de ochelari pentru că am avut un voucher și pe două perechi de ochelari am plătit o sumă de nimic. Cred că 20 de lire am dat. Am luat aceste două perechi de ochelari, care mi-au plăcut super mult. Firma este no name, nu asta mă interesează, mi-au plăcut ramele și îmi plăcea cum îmi stă cu ele. Problema este că am încercat să port acei ochelari și m-a luat durerea de cap la cât de proaste sunt lentilele. Încercam să-i port câteva zile la rând, să mă obișnuiesc cu ei, dar nu se putea sub nicio formă. Una din prietenele mele foarte, foarte dragi are optică în România, unde mi-am făcut și acești ochelari, de care sunt exagerat de mulțumită. Și se simte calitatea lentilor. Am sunat-o și i-am zis, uite, care este problema. În primul rând, cei de aici, am fost la Specsaver, cei de aici mi-au zis că nu poate să pună ce lentile vreau eu pe acești ochelari, că voiam lentile din astea, antireflexie, pentru calculator, pentru ce mai voiam eu pe acolo. Pur și simplu să nu se vadă, mai ales că și filmez, se vedea reflexia groaznic în ochelari și plus de asta, când se reflecta în lentile, nu puteam să văd cum trebuie. Este straniu. Am purtat ochelari aproape toată viața mea, adică pe la vreo 6 ani am început să port ochelari. Deci știu cu ce se mănâncă ochelarii și îmi dau seama când o lentilă este proastă. I-am întrebat pe ăștia aici la Specsaver, în primul rând că mi-au zis că pe ramele pe care mi le-am ales nu pot să pună astfel de lentile și în al doilea rând mi-au zis ok, și cât costă niște lentile de genul? Mi-au zis niște sume enorme și am zis ok, lasă că decât vă dau suma asta de bani și probabil îmi puneți tot niște lentile proaste. Am zis toate bune și frumoase, puteam să mă duc și la altă optică de aici, dar am zis, hai, dacă tot o am pe Maria, care are optică în România, eu le-am trimis, pentru că am avut noroc că era și un prieten de la nostru aici și mi-a dus ochelarii în România și mi-a și adus când a venit. Au venit ochelarii, în fine, ăștia săracii, tot la ea mi-am făcut acum 2 ani jumate, dar Ashley-uța mea are un stil foarte, foarte drăgălaș, să zicem, încât îmi iau ochelarii și tot timpul se joacă cu ei, mi dă pe jos, nu și pune ea la ochi, dar pur și simplu se joacă cu ei și nu sunt pe fază și mi-a zgâriat foarte, foarte tare. Așa că mă bucur că mi-au venit ochelarii, în fine. Optica este Vista. Am să vă las în descriere Instagram-ul, Facebook-ul și așa mai departe. Să știți că nu m-am plătit să zic nimic. Pur și simplu, în afară de faptul că mi-este dragă și îmi doresc să o susțin, sunt exagerat de mulțumită de servicii. Mi-a pus niște lentile la acești ochelari încât am zis nu se poate, vreau aceleași lentile pentru că sunt super bune. Ba chiar am avut acești ochelari, m-am chinuit să port una din perechile astea de ochelari, v-am zis, câteva zile. Am și filmat cu ei, este clipul pe canal și se vede reflexia în acele lentile, oribil, oribil se vede. Mi-a trimis aici și garanția lentilelor, deci mi-a pus Crizal, așa se numește firma. În sfârșit. Aceasta este prima. În fine, nu se mai vede reflexia, deci nu pot să cred. Este absolut minunat. Acestea sunt mai subțirele față de cele pe care le am deja. Sunt și mai ușurele. Ce m-a atras pe mine la acești ochelari este partea asta de aici. Și ceilalți, ia să vedem. Nu am apucat să-i deschid. Aseară a venit pachetul. Aceștia sunt mai nebune, așa. Niciodată n-am avut o pereche de ochelari atât de, nu știu, ieșiți din comun. Pentru unele persoane poate nu par ieșiți din comun, dar pentru mine par, pentru că singurele perechi de ochelari pe care le-am avut au fost în genul acesteia. Aleluia. Aleluia. Îmi plac că sunt altfel și totuși nu mă deranjează cum stă cu acești ochelari. Dar trebuie să mă obișnuiesc eu un pic. Îmi place.
și nu se mai vede. Nu se mai vede reflexia aia nenorocită. Maria, îți mulțumesc din suflet. Deci nici n-ai idee, m-ai salvat. Efectiv, m-ai salvat. Când mergem în România, am să mă mai duc la ea la un control, să fiu sigură că totul este în regulă. Și o să mă duc și acești ochelari, să-mi schimbe lentilele și la ei. Am să-i port multă vreme de acum încolo și pe aceștia, pentru că îmi plac. Dar trebuie să schimbăm lentilele. Deci sunt extrem de zgâriate. Asta este cu ochelarii. Am să rămân cu aceștia. Trebuie să mă duc un pic totuși, din nou la Specsavers, să-mi îndrepte, pentru că sunt un pic strâmbi. Dar o să îi pun un pic mai sus, așa. Da, trebuie doar un pic îndreptați. Bun, mami mi-a trimis următorul volum din această colecție absolut minunată de la Litera. Hai să o deschidem. Deja am luase și cealaltă carte, dar a plecat prietenul acesta al nostru și nu a apucat să-l dea și pe aceea. Îmi este rușine să zic asta, dar nici nu m-am uitat ce carte este. Pur și simplu mi-a luat ochii designul ei și nu m-am uitat. Adevărul este că e și o culoare destul de așa deschisă și scrisul la fel. Este necunoscută de la Wildfell Hall de Anne Bronte. Îmi plac surorile Bronte. Am citit câteva cărți când eram prin liceu, dar sinceră să fiu, aș vrea să le recitesc. Acesta este pachetul de la prietena mea Denisa. Da, de la mama, nu știu dacă... Stai așa că am crezut că sunt doar medicamente, că mi-am comandat de la Dacia Plant. Mi-am comandat niște siropuri de tuse. Asta este un spray cutanat. A, mi-a trimis mama un mărțișor. Nu știu, mi-a zis. Mi-a trimis un mărțișor. Și ce este aici? Brățară. Măi, mami! Cât de drăguță! Da, și aici am medicamente. Am probiotice pentru Ashley. Am mai multe mărțișoare? Am mai multe mărțișoare. Trebuie să o sun pe mami, să o întreb. Mă gândesc că unul pentru Ashley, unul pentru mine. Și aici sunt probiotice pentru mine, cred. Am dat comanda pentru siropuri de tuse. Nu știu, cred că v-am mai povestit că am comandat de la farmacie din UK, dar sunt, nu că la dublu preț, la preț exagerat de mare, dar este bună acea farmacie pentru că atunci când ai nevoie și n-ai de unde să faci rost să-ți aducă cineva, este ok. Dar am comandat două siropuri atunci și am dat 11 lire pe fiecare. Deci... Și un sirop de genul este 12 lei în România. Da, deci mi-am luat sirop din acesta, de muguri de pin și de muguri de brad. Efectiv, tușeam ca nebunii toți în casă. Și după ce l-am folosit pe acesta, n-am mai... Deci ne-a luat cu mâna. În câteva zile nu mai avea nimic. Și înainte de asta încercasem alte 5 siropuri. Și am mai luat pentru Ashley tot așa un sirop de tuse, tot de la Dacia Plant, și sirop imunostimulant. Din plante, de asta de imunitate. Mă rog, acum să vedem dacă or fi bune de ceva. Le-am luat ca să le avem în casă și în special astea mi se par super bune pentru copilași, plus că sunt sub formă de ciocolată, deci pe cuvântul meu, dar ar trebui să se facă medicamentele pentru copii numai sub forme din acestea. Să dăm la o parte siropurile. Hai să vedem pachetul de la Denisa. În primul rând, mi-a zis că n-am mai încăput în cutie de când nu am mai avut acest ceai. Vai de capul meu. Deci îmi este atât de dor de el. Este unul din favoritele mele. Pentru urmăritorii, urmăritoarele ce le aveam pe vechiul canal, știți cât de obsedată sunt de acest ceai. Deci este ceaiul meu favorit. Nu există. Nu există din punctul meu de vedere. Asta este cel mai bun. Cutia a fost lipită foarte, foarte bine cu scoci. Am tăiat scociul ca să nu stăm acum să foșnim. Dar nu am deschis-o. O deschid acum, oare ce o fi în cutioiul acesta? Să vedem. Deni, tu ești sănătoasă. Bine, deci este o cutie plină. Este o cutie plină. Prietena mea a fost într-o excursie absolut minunată prin multe țări din Asia și a adunat o groază de lucrușoare și mi-a trimis și mie. Deci îmi vine să plâng, jur. Îmi vine să plâng. Ok.
Hai să deschidem. Aici avem niște scripere Corea. Ia să vedem. Oh, niște pixuri. Hai că îmi lacrimează un ochi. Așa arată pixurile. A căzut, din păcate, una din chestiuțele astea, dar se pot lipi la loc. De drăguțe! Pixurile la mine, da, am o problemă cu pixurile. Vandai! A fost canicula aici, în Anglia, anul trecut. Tot am vrut să-mi cumpăr un Vandai. Voiam să dau comandă pe Amazon, voiam să caut și unul vintage. E, uite, acum am Vandai. Dar momentan nu e cald. Cât de frumos este. De obicei, când sunt emoționată, nu mai îmi găsesc cuvintele. Și acum chiar... Na, dacă a pus ceva și pentru sticălos. Avem aici. Nu-l desfac. Nu-l desfac. Las pe el să-l desfacă. Este un breloc tare drăguț. Poate așa aș pune și el ceva la chei ca să nu le mai pierdă. Zic. Măi, Denina, tu ai stat să împachetezi toate astea, serios. În Thailanda. Magnet din Bali. Cine a pus să filmez pe cameră treburile astea? Că m-am bucat acum plânsul. Doamne, ce e asta? Este o căsuță tare simpatică. Trebuie să-i scriu Denisei să-mi zică ce este. Zice aici că e ceva și pentru ei, știu. Oare asta este? Asta clar o să o ia Ashley. Ia uite, agrafe. Cât de drăguț. Aici cred că sunt ceaiurile. Ia să vedem. Mangostin, tea și butterfly pea tea. Acestea sunt. Cum sunt înnebunită după ceaiuri, sunt extrem de curioasă de cum sunt acestea, dar trebuie să îmi și zică cum să le fac. Aici e ceva de la Starbucks. Asta de unde e? E din Japonia? Așa pare. Ce ambalaj frumos poate să aibă, deci când văd chestii din Japonia, îmi clipesc așa ochii, pentru că au niște ambalaje atât de simpatice și atrăgătoare. Sakura Strawberry Latte. Abia aștept să încerc, abia aștept să încerc. Văd că sunt și niște cărți aici. Asta clar că e pentru Ashley. E o brățărică. Doamne, cât de simpatică poate să fie! Nu cred! Și o păpușică. Bine că mi se termină bateria. Toma acum. Bine că și asta e pe terminate. Ia să le punem la încărcat repede, repede. I-am scris și Denisei. Jucărelele acestea cu șoricelul sunt de la Mac. Deci nu vine să cred ce jucării au la Mac. Vreau și eu în Japonia. Nu este posibil. Și sunt atât de simpatice. O să fie tare încântată, știi, de ele. În special de treaba asta. Este aici. Bateriile mă trolează, pentru că eu aveam impresia că le-am încărcat pe toate, dar aparent nu le-am încărcat. Tocmai deschideam acest săpun de la Bath & Body Works. Acesta este de la noi luat. Sweet Strawberry Scoop și miroase. Absolut genial! Chiar acum o să-l pun la baie, pentru că este aproape pe terminat de celălalt. Am întrebat-o și păpușica este din Corea, îmbrăcată tradițional. Și am aici două cărți în română și niște semne de carte. Eu mi-am luat aceste două cărți inițial, mi le-am luat în engleză, dar le-am dat temei pe ale mele și le păstrez pe acestea, pentru că oricum nu prea mai am cărți în română și sunt tare curioasă de aceste două cărți, Menajera și, mă rog, primul volum și al doilea. Stați așa să deschidem. Doamne, un semn de carte atât de drăguț. Asta este din Thailanda. Da, Thailanda. Încă un semn de carte din Corea. Măi. Și încă un semn de carte. Asta este din Japonia. Ador semnele de carte și mai ales cele care au o semnificație anume. Și aici sunt cărțile. Doamne, abia aștept să citesc aceste cărți, pentru că toată lumea m-a zăpăcit cu ele. Sunt exagerat de curioasă de ele. Mulțumesc mult, 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 mult. Mai este aici ceva pentru Ashley. Deschid imediat, doar să nu mi se închidă camera iarăși. Mă sfidează butonul acela de la baterie. Se uită la mine și clipocește. Bun, aici avem un pachetel pentru Ashley cu hăinuțe. Denisa nu ești sănătoasă.
Jur. Bine că ai luat 5-6 ani. Doamne ferește, cât de drăguț poate să fie. Nu cred așa ceva. Uitați cât de drăguță este această bluziță. Este fix pe gustul meu ce i-aș cumpăra eu. Sper din suflet să-i placă, că domnișoara este pe figuri rău de tot. Dar cred că o să-i placă. Acesta, da, cred că o să-i placă. Este tare finuț. Tare, tare finuț. Ce ai mai luat tu? Ce ai mai luat? O, Doamne! O, Doamne, cât de drăguță poate să fie. Asta clar o să-i placă. Deci are o rochie cu prind din acesta de floricele și numai pe aceea vrea să o poarte. Cu siguranță o să-i placă și aceasta. Doamne, cât de frumoasă este. În primul rând că mi-ar plăcea și mie așa. Dacă mi-aș găsi, cu siguranță mi-aș lua așa ceva. Și aici ce e mai rău? Doamne, nu pot să cred că am văzut rochia asta. Stai așa de mică, îți dau imediat niște mesaje. Deci mă bunește plânsul. De ce? Măi, uitați-vă un pic la rochia aceasta. Uitați-vă un pic la rochia aceasta. Am vrut să o iau, dar aici a ieșit atât de repede din stoc această rochie și tot o căutam pe Vinted, pentru că pe Vinted tot timpul mai apar. Din colecțiile ce tocmai au fost, apar puse de alte mămici. Este superbă. Este superbă această rochie și mă bucur că e luat 5-6 ani. La Zara cel puțin e problemă cu mărimile. Ea poartă 4-5 ani acum, dar 4-5 ani îi sunt cam fixe, așa că 5-6, chiar dacă e un pic mare acum, cred eu, o să fie perfect. În câteva luni o să fie perfecte. Deci absolut genială această rochie. Absolut genială. Doresc și eu așa ceva pe mărimea mea, dacă aș găsi acum, nu știu. Da, am vorbit cu Denisa, mi-a zis și cum se fac aceste ceaiuri. Se pun două lingurițe din praful acesta și torn apă fierbinte. Chiar sunt curioasă să le încerc. Nici nu știu ce să-mi fac mai repede, un ceai sau cred că o să-mi fac lateul acela. Unde este? Unde-i lateul? Aici. Cred că o să-mi fac acest latte. Cei din Japonia au niște chestii atât de simpatice. I-am și zis acum, am vorbit cu ea, că ar mai vrea să meargă anul acesta. O să-i trimit bani, vreau neapărat o cană de la Starbucks din asta nebună, cu model deosebit. Da. Semne de carte superbe, absolut superbe. Am să pun un pic pauză la filmat, pentru că în dimineața aceasta m-am grăbit puțin să filmez. Mai încolo nu am timp să fac treaba asta și am zis că vreau neapărat să deschid cutia, să văd ce este în ea, eram tare, tare curioasă. Și mi-am făcut puțin timp să filmez acum și pun pauză, îmi fac un latte și mă apuc de treabă. Ce faceți, oameni dragi? Vreau să continui vlogul pe care l-am început săptămâna trecută. Din câte mi-amintesc, la începutul săptămânii trecute. Astăzi este miercuri. Miercuri, cât suntem? 20 martie. Mâine nu o să pot să filmez nimica, pentru că este și micuț acasă și trebuie să vină un nene care să facă inspecția tehnică la centrală, la gaze, se face în fiecare an aici și trebuie să vină nenea asta să se uite la toate treburile astea care merg pe gaz și așa mai departe. Mă rog. Dar astăzi am avut așa un mare stres. A venit și proprietara în vizită. Anul acesta este fix de ziua mea, Paștele lor, pe 31 martie și a venit să ne aducă ceva drăguț de Paște. Tot timpul vine și ne face câte un cadou și eu îi fac ei câte un cadou. Ei sunt cu felicitările foarte mult. M-am obișnuit și eu să cumpăr felicitări pentru fiecare ocazie și să fac cadou. Acum am comandat și de pe Amazon pentru educatoarele de la grădiniță să le ducă ei câte o felicitare. În orice caz, am fost în stres, pentru că tot timpul când vine vreau să fie casa în perfectă stare. Abia aștept să nu mai am stresul acesta. Într-o bună zi o să reușim să rezolvăm și noi să ne luăm o casă, dar până atunci am stresul acesta. În mintea mea niciodată nu este suficient de curat în casă și mai ales că știam că vine. Am fost extrem de stresată, plus alte lucruri ce am avut de făcut zilele acestea. Deci am avut o săptămână, vă zic sincer, haotică. Zici că a fost Mercur retrograd sau mai știu eu ce, poate chiar a fost. Nici nu știu. Acum cu Chiu cu Vai m-am chinuit să filmez. Oricum voiam să filmez turul bibliotecii. Este un clip care e mai scurtuț așa de fel. Nu am ce să filmez atât de mult, pentru că nu stau să scot chiar fiecare carte în parte. Și clipul de anul trecut are 16 minute, cam așa cred că o să aibă și acesta, nu o să fie foarte lung.
dar nu știam ce să filmez mai repede ca să am... Deci am fost atât de supărată că n-am reușit să-mi pregătesc clipurile pentru săptămâna aceasta. Ce fac? Am reușit să postez 2 luni de zile în aceeași zi, la aceeași oră și acum să nu reușesc. Este un pic și pe creier. Dacă o să ratez ziua de mâine, o să fiu puțin supărată. Eu acum am filmat, să vedem ce iese la editare. Sunt puțin prea dură cu mine câteodată pentru că am treaba asta de neîncredere în mine și când mă apuc să fac ceva, păi trag de mine să nu cumva să mai dau greș în orice lucru pe care îl fac. Am zis că vreau să mai deschid camera acum să vorbesc cu voi, să vă povestesc una alta. Este atât de întunecat afară. Pe cameră clar nu se vede pentru că am umblat un pic la setări. Nu știu exact cât de ok se vede. Parcă pare puțin prea luminos. Dar afară este o vreme... Mă enervează că din cauza bendiței, îmi stau ochelarii strâmi. I-am pus o bendiță pe cap și îmi stau ochelarii strâmi. Mă scuz atât de minți că văd în ecranul de sus. Cam atât pentru acest mic update, dar cu siguranță ne vedem vineri cu mai multe sau nu știu dacă filmez mai încolo. Cred că o să filmez și un pic mai încolo. Am revenit, oameni dragi, este vineri și este destul de târziu, este 3:30, chiar nu e 4 fără. Nu mai văd bine, am plecat de dimineață, am fost o mică urgență cu fetița prietenei mele, am fost cu ele la doctor că nu se simțea bine cea mică și a durat un pic, am fost apoi și la magazin să fac cumpărături că nu prea mai avem ce să mâncăm în acest weekend și plus de asta a trebuit să ridic că am luat o mașină de tuns iarba nouă pentru că cealaltă s-a stricat și nu am mai avut ce să-i facem și a trebuit să o ridic, am comandat-o și am dat cu ridicare, am stat mult, mult în trafic astăzi, în orice caz micuța este bine, din fericire este bine, am liniștit, micuța mea este la grădi, trebuie să iau într-o oră și jumătate, așa că am zis că profit de această oră și jumătate să mai filmez un pic. Eu aseară chiar voiam să vă arăt. Am întors, mi-am făcut curaj și am întors cărțile pe care nu le-am citit, aproape pe toate. De exemplu, am acolo, dacă ați văzut turul bibliotecii, știți că acolo am seria Outlander. Nu am întors-o chiar dacă încă nu este citită, dar am încercat să le întorc pe majoritatea. Astea care sunt coffee table books sau, mă rog, tot felul de cărți care nu au o poveste, nu e ficțiune. Nu le-am întors, le-am lăsat așa, dar sunt foarte puține în orice caz. Da, mă așteptam să fie totuși mai multe cărți necitite în bibliotecă, dar bine, nu zic că sunt puține. Sunt destule, adică am ce să citesc fără să mai cumpăr alte cărți noi. Asta este altă poveste, altă problemă și așa mai departe. Dar da, cam așa arată momentan. Să vedem dacă mă motivează să citesc mai mult din ce am deja în bibliotecă. Acesta ar fi scopul, sinceră să fiu. Să reușesc să citesc mai mult din bibliotecă, din cărțile pe care le am deja. Când le văd așa, să am așa o satisfacție când termin una, să o întorc. Momentan citesc 2 cărți în paralel. Aseară am terminat o carte și am început-o și pe aceasta. Este un SF. Este cartea pe care mi-a dat-o Tibi de data aceasta. Cred că v-am mai povestit că Emma și cu mine ne-am propus să le dăm în fiecare lună câte o carte. I-am dat o carte din biblioteca ei și eu îi dau o carte din biblioteca mea, cu ocazia asta să mai încercăm și alte stiluri de cărți. Asta pentru că avem stiluri destul de diferite. Și am citit pe februarie cartea de-a dat de ea și asta este pe luna martie, dar nu mi-a dat-o Emma, mi-a dat-o Tibi. Tibi e soțul ei și el este cu alt stil față de noi, așa că hai să mai să-i dau o șansă. Este o carte SF, destul de subțirică și se citește repede, se citește foarte, foarte repede. E interesantă, clar nu este stilul meu de carte, clar, dar chiar și așa mi s-a părut interesant ce am citit până acum, haios și totuși foarte întortocheat în același timp, dar e interesantă. Chiar sunt curioasă ce se mai întâmplă. Asta e ce am citit aseară, deci după ce ca aseară am citit 300 de pagini din ultima carte pe care o începusem deja, Love Redesigned, o am pe acolo prin bibliotecă, am terminat cartea aceea. O să vorbim mai multe pendelete într-un clip separat, pentru că am ce să o povestesc. Mi-a plăcut la nebunie acea carte. În orice caz, am citit vreo 300 de pagini din ea până am terminat-o și apoi am zis, hai să mai citesc un pic. Hai să încerc un capitol 2, să văd cum este și această carte. Ei bine, am citit 68 de pagini. Nu mi-am dat seama când a trecut timpul, sincer să fiu. Mi s-a părut
faimosă. Și astăzi în mașină m-am apucat de această carte. E drept că m-am apucat pe telefon. Este și pe Kindle Unlimited. Și nu știam, am plecat fără nicio carte la mine și a trebuit să aștept mult prin mașină. Cu ocazia asta am zis, hai să văd ce cărți sunt gratis pe Kindle Unlimited ca să încep una dintre ele, să nu pierd vremea, vorba aceea. Și când am văzut că este și aceasta pe Kindle Unlimited, am zis, hai să o încep. Că tot o am acasă, tot vreau să o citesc luna aceasta. Și am reușit să citesc în mașină, stați așa, 82 de pagini. Cam pe aici. Acum că sunt acasă, o să citesc diseară din ea fizic. Nici nu știu cu care să continui, pentru că amândouă sunt interesante în felul lor. Asta este o carte care dă dependență, nu poți să te oprești. Și acum aș vrea să citesc din ea, dar am zis că nu trebuie să profit de timpul pe care îl mai am ca să reușesc să-și filmez. Nu degeaba este lumea nebunită după această carte. Chiar dă dependență și este foarte interesantă și misterioasă în același timp. Mi-am făcut o cafeluță, am deschis aici calculatorul să văd dacă mai am ceva de rezolvat și am zis că deschid și camera să povestim. Nu, am zis că am să vă arăt chestii interesante în acest vlog, dar mai mult, e mai multă vorbăraie decât chestii interesante, sinceră să fiu. Trebuia să-mi ajungă și comanda la H&M pe care am dat-o pentru micuță, dar uite că nu a ajuns. Este la curier, dar la mine încă nu a ajuns. Poate mâine. În orice caz am să vă arăt ce am luat, pentru că sunt niște chestii tare, tare simpatice de vară. Ce faceți, oameni dragi? Arătam mai decent în dimineața asta. Mi-am trântit o bentiță în cap pentru că am fost plouată astăzi. Am zis că acest vlog o să fie mai interesant, că vă arăt mai multe lucruri și, de fapt, filmez din aceeași poziție. Stau aici pe scaun și pornesc camera. Cred că nu v-am arătat mare lucru în acest vlog. V-am arătat la început pachetul din România. Ce am mai povestit una alta despre cărți și v-am zis că am întors cărțile așa. Cred că sunt mai mult nimicuri, sinceră să fiu, dar o să vă arăt în continuare niște nimicuri drăguțe, zic eu. Ca să închei acest vlog, sunt mai mult ca sigură că nu o să-l termin pentru mâine. Nu știu. Nu știu dacă o să reușesc sau nu, pentru că este deja 8 și jumătate seara, după o zi în care m-am trezit la 6 și am alergat toată ziulica cu fetele. Am fost la un conac să facem niște activități din astea de Paște, pentru că Paștele lor este săptămâna viitoare, tocmai duminică de ziua mea, și au tot felul de activități interesante și am zis, hai să mergem și noi cu fetele. Am fost cu o prietenă și cu fetița ei, care este de vârsta lui Ashley, și mă rog, sunt cele mai bune prietene deja, nu pot una fără cealaltă. Și am zis, hai să mergem împreună să le distrăm. Toate bune și frumoase, dar astăzi a fost cam frig și pe lângă treaba asta, ba ploua, ba ieșea soarele, tot așa a fost. Și ne-a prins pe acolo, prin pădure, prin câmpurile alea unde erau tot felul de activități nebune, ne-a prins ploaia și eram singurele. Deci noi patru eram singurele. Toți erau ascunși în cafeneaua localului și după ce am făcut noi toate activitățile singure cu fetele prin ploaie, deci părul meu este vai de steaua lui plouat, după ce am făcut activitățile astea ne-am dus și noi să stăm la cafenea frumos. Da. Și după aia am început toți. Toți au ieșit de acolo din cafenea, se eliberase cafeneaua, eram noi și stăteam liniștite. A fost frumos, a fost o zi frumoasă, dar na, obositor și ne-am întors acasă după ce am ajuns, cred că era 4-5. Am mai trebuit să o țin trează pe Ashley, care săracă era obosită, dar dacă o lăsam să doarmă atunci, se trezea într-o oră și apoi mi se culca pe la 1-2. Așa că ne-am mai jucat o oră și ceva, până pe la 6:30, da, 6:30 atunci am culcat-o. E, și de atunci am încercat să mai fac și o puțină ordine, pentru că în acest weekend n-am făcut nimic. De fapt, stai că e sâmbătă abia. Voiam să vă arăt chiar la niște hăinuțe drăguțe pe Ashley din H&M. Mie îmi place super mult să văd haul-uri din acestea cu haine pentru copilași. Nu știu, mi se par super simpatice, în special hainele de fetițe. Na. Chiar de curând am avut ocazia să iau haine de băiețel pentru prietena mea din școala generală, cea mai veche prietena mea, și a născut un băiețel. Cred că a fost o adevărată aventură să cumpăr haine de bebeluș, așa, de băiețel, pentru că nu sunt la fel de... nu e o cam atât de variată pentru băieței, cel puțin poate n-am căutat eu unde trebuie, sinceră să fiu. A fost distractiv să cumpăr și haine de băiețel, dar tot hainele de fetiță sunt problema, că acolo nu te poți opri. Vreau să vă arăt că am luat așa, au băgat niște dresuri noi, sper să fie ok. Ce măsură i-am luat? I-am luat 4-6 ani. Scuzați lumina, este noapte și am monitorul aici deschis lângă mine și am și o lumină luată de pe TikTok.
poate, poate se vede mai bine. Nu știu cât e ok se vede, o să văd eu la editat. Să mă enervez. După ce filmez treaba asta, am să descarc totul, să încerc să editez. Poate, poate reușesc să-l termin până mâine. În orice caz, am luat la fată niște dresuri. Da, pe cameră se văd din cauza acestei lumini. Mă rog, ideea este că sunt albe aceste dresuri cu sclipici. Clar nu o se vadă, nu. Au niște sclipici așa pe el. Deci uitați cât de drăguță poate să fie această fustă. Dar n-are etichetă? N-a avut etichetă? Ce n-ai m-am făcut cu ea? Cred că a rupt-o ieșli, pentru că a vrut să-și pună imediat fusta pe ea. Ea era încolat și a vrut să-și pună și fusta peste, că nu se putea abține. Îi plac foarte mult fustițele. Și aceasta este așa roz cu sclipici, cu volănașe. Mai are o fustă ceva în genul roz. Le poartă într-una. Efectiv le poartă într-una. O să vedeți mult roz în acest haul. Mult roz. I-am mai cumpărat o pijama de vară. Momentan are una, i-am cumpărat una și am zis hai să mai iau, dacă tot a fost această comandă pe care am dat-o acum, a fost pentru că am găsit în fine reducere, așa am cumpărat câteva piese pe care le ochisem de ceva vreme și i-am mai luat o pijama de vară, așa cu pantaloni scurți, cu mânecă scurtă. Nu avem zile foarte, foarte călduroase aici, dar o să mergem și în vacanță la vară și... În România nu știu exact când mergem. Nu prea aș vrea să merg în timpul verii în România, pentru că nu mai suport. 40 de grade nu mai suport. Nu știu, o să vedem. Ideea este că o să aibă nevoie și de niște pijamale mai de vară. Este și materialul foarte, foarte bun și moale. I-am mai luat niște dresuri și șosete. I-am luat așa un set. Vedem să vedem cum sunt. Ok, ce măsură am eu? 46 ani, serios? Mă gândesc că sunt destul de elastici. Dar uitați un pic diferența, da? Este fix aceeași măsură. Par super elastici. O să încerc să-i pun pe ea. Dacă nu-i vin, o să-i dau prietenei ei, pentru că este mai micuță de înălțime. Ashley este foarte lungană și deja poartă haine de 4-5 ani. Așa că, da, nu știu dacă o să-i vină. Nici nu mai deschid pe ceilalți. I-am mai luat și niște perechi de șosete și am luat acest pulovăraș. Tare, tare simpatic. Este mai roz în realitate decât se vede pe cameră la această lumină minunată. Dar este așa cu model tare simpatic, cu găurele. Este subțirel și am zis că o să fie drăguț pentru primăvară-vară, dacă o îmbrac mai drăguț, așa, cu o rochiță. Chiar e super simpatic, îmi place. Sunt desfăcute, eu n-am apucat să mă uit bine la ele. A venit pachetul când nu eram pe fază și a deschis Ashley cu taică-so și au deschis pachetul. Na, ea când a văzut pachet, ea zice tot timpul că este pentru ea. De data asta a avut dreptate, era pentru ea. Și s-a bucurat când le-a deschis. Această rochiță este una din piesele pe care le ocheam de multă, multă vreme. De multă vreme, de când a apărut pe site. Mi-a plăcut super mult. Inițial am zis că o iau pe cea din blug normal. Era același model din blug normal, dar acesta este din blug roz. Când am văzut-o că a apărut și roz, am zis neapărat că o iau pe aceasta, având în vedere că micuța este nebunită după roz. Chiar e simpatică. E un pic pătată aici pe față. Nu știu dacă a pătat-o acum Ashley când a deschis-o sau așa a venit. În orice caz, o să le bag la spălat clar pe toate. Nu le dau așa. Cealaltă chestie pe care o ochisem, de fapt, este un set de 3 tricouri cu Hello Kitty. Eu am fost mare fan Hello Kitty când eram și, da, eram mică și apoi cu cât am crescut mai mult, cu atât v-am tâmpit mai mult și voiam toate tâmpenile cu Hello Kitty. Încă le am, încă le am acasă, ba chiar am un telefon fix, mare, așa, cu Hello Kitty, pe care l-am folosit multă vreme. Când eram micuță prin școala generală, prin liceu, aveam telefon fix acasă și vorbeam la telefon fix și încă este acel telefon. Am zis că o să-l aduc aici. Nu știu dacă o să-l aduc acum sau când o să crească micuța, un pic mai, să fie un pic mai măricică. Da, și obsesia mea cu Hello Kitty continuă. Ce mai continuă și cumva eu transmit și micuței. Am văzut acest set de tricouri și am și sărit pe el. Acesta este al doilea și mai este încă unul. Cu toate că nu sunt roz, când le-a văzut a fost total topită de ele, i-au plăcut. Acum sper să le și poarte. E simpatică, n-ai cum. Deci dacă aș reuși să găsesc și eu
niște tricouri atât de drăguțe cu Hello Kitty, mi-aș da în secunda numărul 2. Asta le-am luat și cealaltă chestie, Adidas. Uitați un pic cât de drăguț poate să fie. Sunt un pic mai mărișori. Ea poartă numărul 8 jumate, așa. I-am luat numărul 9, dar crește al naibii de repede, așa că o să îi poarte pe la vară cu siguranță. Dar n-am vrut să-i ratez. Efectiv, nu am vrut să-i ratez. Îmi plac la nebunie. Deci îmi plac la nebunie. Aș vrea și eu niște Converse cu Hello Kitty, poate scot ăștia. Mi-ar plăcea. Super simpatici. Și o singură chestie am mai luat. Și pe aceasta o văzusem și așteptam reducerea. Este o salopetă așa din blu groz cu pantaloni scurți. Mi-a plăcut mult când am văzut-o. Se vede cam albicioasă pe cameră, dar credeți-mă pe cuvânt că este un roz. Într-adevăr e un roz spălăcit așa, dar e roz. Cam așa stă treaba momentan. Și în afară de asta am reușit să termin menajera. Menajera e tradusă, nu? Da, menajera este tradusă. Și astăzi în poștă mi-a venit și volumul al doilea din seria aceasta, cum se numește. Rebel Blue Ranch, ok. L-am citit pe primul și mi-a plăcut super mult, cu toate că e destul de grăbită cartea, în sensul că este scurtuță și totul se întâmplă destul de rapid, adică ar fi putut să povestească mai multe detalii. Toate că în carte, efectiv, lucrurile nu se întâmplă chiar atâta de pe o zi pe alta, dar povestea e spusă rapid, adică se întâmplă acum o scenă și zice după nu știu câte zile și așa mai departe. Adică e foarte, foarte rapidă. Mi-a plăcut mult, într-adevăr mă duce cu gândul la seria Chestnut Springs, care îmi place la nebunie, v-am povestit de ea în clipul cu ce am citit. Este o serie pe care o ador și mă duce cu gândul la acea serie, dar aceasta este un pic cam grăbită așa. Am citit mai devreme un capitol. Da, un capitol am citit. Am zis să începem cu primul capitol, să vedem cum se prezintă și această carte. Avem aici trei frați, doi băieți și o fată. În prima carte este vorba despre fată, cu povestea ei, și acum l-avem pe unul dintre frați, mi se pare. Eu abia aștept ultima carte. S-ar putea să mă surprindă și aceasta, dar abia aștept ultima carte. Cum se numește ultima? M-a atras foarte mult din primul volum prietena cea mai bună a fetii și fratele ei cel mai mare, care este un morocănos și este o nebună. Și am înțeles că în ultima carte este despre ei doi, dar apare în noiembrie. Minunat! Da, în orice caz, până în noiembrie mai e mult și bine, dar uitați un pic la aceste coperți. Deci le ador, da, am citit destul de mult în luna martie și mă bucur că mi-am revenit, efectiv mi-am revenit, în fine. Momentan citesc această carte, vreau să o termin, probabil o să o termin în seara aceasta, că se citește foarte repede și mai puțin din ea. Suntem în 23 martie, cu toate că dacă mă ambiționez o să termin mai mult, dar vreau să termin această carte, vreau să o citesc pe aceasta, după cum am zis deja am început un capitol și aș vrea să o citesc și pe aceasta, să citesc volumul al doilea, dacă tot suntem aici, hai să desfacem. M-am uitat eu pe Goodreads mai devreme și am văzut acum că ar fi și volumul numărul 3. Deci avem The Housemaid, The Housemaid Secret, Secretul Menajerei, și văd aici The Housemaid is Watching. Ce poate să fie mai mult de... Apare în iunie, pe 11 iunie. Oh! Oh! Cred că mi-am luat un mic spoiler. Ok, nu vi-l dau și vouă. Mă uitam să văd exact despre ce este vorba în această carte, dar terminând acest volum, m-am prins despre ce este vorba în următorul, care aici e un capitol la final, care te bagă în următorul volum și m-am prins despre ce este vorba în acesta. Dar acum că am citit descrierea la a treia carte, am înțeles, dar chiar și așa, o să fie interesant să trec prin acest volum, pentru că sunt niște cărți care te țin cu sufletul la gură. Nu este un thriller chiar atât de wow, adică nu are un final de la să rămâi chiar cu gura căscată, dar sunt câteva lucruri care mi-au pus niște semne de întrebare și efectiv dă dependență această carte. Am citit-o pe nervi suflate. Acum, terminând-o, da, mi-am dat seama că măi, am citit thrillere și mai wow. Cu toate astea am dat 5 steluțe pentru că mi-a plăcut. M-a ținut în suspans, m-a făcut curioasă să văd ce se mai întâmplă. Chiar a fost o carte citită la momentul potrivit. Am să fac oricum un clip cu
ce am citit din ianuarie până acum. Cam asta este, oameni dragi, pentru acest clip. S-ar putea să mai fi uitat una alta, că aveam în plan să vă povestesc câte ceva și să vă arăt niște lucruri în afară de haine de la H&M. Nu asta era. Dar am mintea un pic împrăștiată, mai ales la ora aceasta. Așa că o să păstrez pentru următorul vlog, dacă mi-amintesc. Urăsc chestia asta, deci efectiv urăsc tot timpul când vreau să zic ceva și uit. Și în viața reală, pur și simplu, am momente din astea în care vreau să zic ceva cuiva și uit. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați dacă mai vreți să vedeți și alte clipuri făcute de mine. Vă aștept cu mare drag și pe Instagram, vă las aici username-ul. Cam atât pentru astăzi, oameni dragi, vă pup și ne vedem data viitoare cu un clip nou.